Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin acordă anual din bugetul local 26 de milioane de lei pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap. De asemenea, discutirea plății taxelor și impozitelor la autoturisme și locuințe beneficiază peste 9.000 de persoane cu handicap la nivel local. Anual, primăria municipiului plătește din bugetul local peste 7 milioane de lei pentru salariile îngrijitorilor persoanelor cu handicap și 26 de milioane de lei pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap grav. De asemenea, la nivel local, peste 9000 de persoane cu dizabilități sunt scutite de la plata taxelor și impozitelor la autoturisme, dar și la locuințe. La nivelul municipiului de se Nuseven avem 1623 de dosare în plată cu indemnizații pentru persoanele cu handicap grav iar 198 de cazuri de indemnizație pentru persoanele care au și au un asistent personal care este și angajat în acest sens pentru a avea grijă de, de persoana respectivă. Din bugetul local plătim anual Primăria Municipiului de Obeta turnul Severin 7.200.000 de lei pentru salariile asistenților personal și 26 de milioane de lei pe an pentru indemnizațiile pentru persoanele cu handicap grav. La nivelul municipiului Dobreta se Severin, știți foarte bine că suma alocată din bugetul local este de 10% și din bugetul național 90%, excepție făcând anul 2020 când a fost 50% suportat de nivel local și 50% de nivel național. În total câte persoane beneficiază de scutiri la impozite, la vorbesc de persoane cu handicap? Da, la nivelul municipiului de Obeta se scutirile la taxele și impostele locale și aici mă refer la scutirile de la clădiri, scutirile de la mijloace de transport auto. Se acordă persoanelor care au handicap grav, gradul 1, dar și persoanele cu gradul 2. În total avem 9087 de cazuri de scutiri la taxele și impozite locale în municipiul de Obeta Severin. Sperăm ca anul 2021 să vină cu vești bune în ceea ce privește indemnizațiile acordate persoanelor cu dizabilități, dar și îngrijitorilor acestora. Dacă în mod normal primăria ar suporta 20% din suma alocată acestor facilități, în anul anterior primăria municipiului Drobeta-Turnu Severin a suportat 50%.